Dar cât m-am înșelat, am greșit atunci când am sperat. Ploi se așterne într-una între noi și zeci vieți vor fi doar ploi, spălind speranțe, vise, suma soare voi trăi. De-acum nimic nu va mai fi la fel, dar mai sper, tu o altă lună vei privi. Stimată doamnă Nele Ciobanu, un mesaj pentru cititorii, telespectatorii portalului de știri Bucpres TV din Cernăuți, care a mediatizat acest eveniment. Dragii mei, vă doresc toate bune, realizări frumoase, noi speranțe în ziua de mâine și dat fiind faptul că suntem, să spunem așa, în mijlocul celei mai frumoase sărbători, și anume Paștele, vreau să doresc ca Bunul Dumnezeu să binecuvânteze casele dumneavoastră, să vă dea din toate, să vă dea din sănătate, din înțelepciunea bătrânilor, să dea belșug și liniște sufletească. Hristos a înviat! Hora din Moldova v-a dus peste tot în lume și mulțumim că ați dus Hora din Moldova în toate țările. Cum ați găsit publicul din Cernăuți în această seară, publicul din Noua Surița seară? Vreau să spun că astăzi Cernăuțul a fost o încântare pentru mine, o revelație sufletească. A fost mai mult ca, cum să-i spun eu, mai pe scurt, o sărbătoare a sufletelor. Pentru că am găsit, lumea din sală a găsit drumul spre mine, eu am găsit drumul spre ei, ceea ce, de fapt, când se contopește, iese ceva frumos din asta. Așa că vă mulțumesc tuturor, absolut. Și pentru faptul că, necătând la toate, v-ați oferit timpul vostru liber și mi l-ați dăruit astăzi, în această seară, mie. Vă mulțumesc din suflet. Și noi vă mulțumim. Succes în continuare. Doamne. Și vă mai așteptăm la Cernăuți. Mulțumesc frumos. Haideți să faceți foto.